Salutare pescari! Astăzi am venit pe balta asociației. Suntem în prohibiție. Suntem nevoiți să pescuim pe bălți private. O să pescuim astăzi la feeder și crapul o să fie peștele țintă. Este destul de frig acum, dimineața, uitați, e brumă și pe margine chiar e un pic de poșghiță de gheață. La noi aici, fiind o zonă de munte, temperatura a fost de 0 grade dimineață, acum s-a mai încălzit. Se va anunța, s-a anunțat că va fi 12-13 grade mai târziu. Primul lucru trebuie să... Când venim pe apă, trebuie să facem nada și după aia să pregătim bețele ca să nu pierdem timpul. În momentul când faci nada, îți trebuie 10-15 minute pentru umectare și în timpul acela îți faci restul. Haideți să vă arăt și cum prepar eu nada. Puneți într-un recipient, într-o găleată, preferabil să fie rotundă, ca să putem să amestecăm foarte bine. Luăm apă din baltă acum, că e cea mai bună. Punem câte un pic, amestecăm. Mai punem un pic. Iar amestecăm, e cel mai corect așa, ca să vă obișnuiți cu ea. Dacă o să puneți mai mult dintr-o dată, nu o să mai puteți să scoateți apa niciodată și s-ar putea să stricați nada. Dacă aveți o bormașină, puteți face cu bormașina. Și atunci este mult mai ok. Dacă nu faceți așa cu mâna, țineți degetele așa ca pe o greblă și amestecați energic. În momentul când luați nada așa și o strângeți, vedeți, se face ca o plastelină. Atunci este suficient de umectată pentru prima fază. O lăsăm 10-15 minute să tragă, o dăm prin sită. Eu am să o sitez de 2 ori, o sitez acum. Vedeți, sunt cocoloașe care trebuie sparte. E bine să avem încă un vas. Vedeți? Cel mai bine așa. Punem sita. Punem puțin. O sităm. Este foarte important ca să sităm nada, ca să aibă un randament foarte bun. Dacă nu sităm nada, riscăm să nu se desfacă de pe metod și cocoloașele acestea, crapii să le mănânce și se vor sătura mult mai repede. O nadă nesitată este ca și cum i-am tăiat din valoare. indiferent de cât de bună ar fi nada, ea dacă nu e sitată, este foarte rău. Vedeți ce aerată este acum? O lăsăm așa puțin și după aceea, revenind după 10-15 minute, să vedem câtă apă mai adăugăm. Până atunci, haideți să facem bețele. Deci eu pescuiesc cu două bețe, unul de 3,60 și unul de 3,90, pentru că îmi place să dau cu unul mai aproape, cu bățul de 3,60 dau mai aproape, cu cel de 3,90 dau puțin mai departe. Și la metoduri am aceeași tactică, am un metod de 20 de grame și unul de 30. Deci, pentru distanțele care pescuiesc eu la 35 și 45 de metri, sunt suficiente ca și greutate. Vedeți, ele sunt și acesta de 20 este mai mic și cel de 30 este cu dimensiune mai mare. Haideți să vă arăt și cum fac montura. Am aici firul de la bățul de 3,90. Am un fir de 20. Introducem firul prin tija metodului. O să pun un quick change, este un adaptor foarte folositor, se scoate cămașa, se bagă prima dată cămașa pe fir, avem un orificiu, introducem firul prin el, prindem cu mâna așa, punem degetul aici și facem un nod. De 7-8 ori matisăm, venim cu el prin bucla formată, umezim, întindem și o să tăiem din surplus aici. Lăsăm vreo 3-4 mm în plus. Vedeți? Este... Aici vom adăuga forfacul. Forfacurile eu mi le pun așa. O să aleg unul făcut de acasă. Unul mai scurt, are o dimensiune, are o lungime de 7 cm jumate, 8 cm, un cârlic de 14 fără spin, cu o babă de silicon flotabil. Avantajul la quick change este că se poate atașa foarte repede forfacul, doar se agață pur și simplu așa. Vine cămașa peste, se închide și avem montura perfectă. în momentul când dorim să schimbăm forfacul, cârligul să fie mai mare sau lungimea forfacului mai lungă, desfacem aici și imediat se poate schimba. E un lucru foarte bun, e mult mai bun ca și un vârtej. În primul rând este de cauciuc, atenuează și șocul la metod, deci are mai multe întrebuințări. Da. Haideți să vedem cu nada, că au trecut deja 15 minute. O să ne uităm un pic. Vedeți, deja este foarte uscată, o strâng și deja nu mai e chiar atâta de lipicioasă. Din prima umectare, deja și-o tras apă suficientă. Acum este foarte, foarte important adăugarea apei. Eu vă recomand o sprițitoare. Este de la spălatul geamurilor. Nu trebuie neapărat să vă luați tot felul de lucruri scumpe, că puteți din orice să vă faceți. Are același efect. Ia uitați. Mai ieftin de atâta nu se poate. De ce vă recomand o sprițuitoare? Pentru că acum puteți controla mult mai ușor umectarea decât să puneți apă. Vedeți? E mult mai simplu așa. Mai ales pe timp de vară este foarte bună, pentru că nada pe parcursul zilei, din cauza temperaturilor mari, se va mai usca și atunci e binevenită o ușoară umectare. Vedeți, așa ia apă suficientă și nu putem da greș cu ea. Ia uitați, acum este o nadă foarte bună pentru metod. O să spuneți de unde știți când e gata. Ar fi câteva metode, una dintre ele am să vă arăt. Așa. Eu am să o mai dau prin sită odată, pentru că vreau să fiu foarte sigur că nada e făcută perfect și dacă nu primpește, nu e din cauza năzii. Haideți să vă arăt cum puteți să verificați dacă nada e suficient de umectată. Luăm metodul, nu-i atașăm cârligul, că nu are rost. Punem nada în matriță. Vedeți, asta e perfectă cum ar veni, cum arată, să spun așa. Acum o aruncăm în locul unde pescuim și recuperăm. Dacă ea va mai avea pe metod nadă, atunci este umectată perfect. Dacă nu, înseamnă că mai trebuie umectată, pentru că altfel la contact cu apa ea o să se ducă. Ia uitați, vedeți? Deci a mai rămas nadă, înseamnă că este umectată suficient. Deci putem începe partida fără să ne gândim că n-am procedat corect cu umectarea năzii. Acum am să atașez forfacul și următorul pas care trebuie făcut este echilibrarea momelii. Este iară un factor foarte decisiv pentru o montură perfectă. Haideți să vă arăt și cum fac verificarea. Vă recomand să luați un recipient așa transparent ca să și vedeți. Și în momentul când schimbați montura sau momeala de cârlig, să o băgați să vedeți cam cum stă în apă. Sper să se vadă. Cârligul stă așezat pe fundul apei și momeala stă ridicată. Eu prefer montura aceasta, așa echilibrată, cu cârligul culcat. Unii preferă să fie cârligul puțin ridicat, dar eu consider că dacă e foarte ușor, în momentul când crapii mai mari vin și dau cu dorsalele, mută momeala dintr-o parte în alta și poate să se aghețe suberbie sau nu se agață foarte corect. Așa pescuiesc eu cu montura aceasta. Ai un ciortonel. Ia uite ce frumos e. Asta este. E un crăpușor frumos. Ia uite ce frumusețe. Frumos crap. E sănătos, n-a mai fost prins de mult, n-are nicio rană, e un crap perfect. M-am bucurat că este soare, dar în schimb a început să bată vântul foarte tare și mai rece. Din păcate, crapii nu prea mănâncă. Am prins doar caraș. Asta e un ciortănel, chiar unul foarte mic. Deci nu mănâncă decât carasul Și ia uitați, ăsta e un ciortan micuț. Să-i dăm drumul. Aia. Foarte mic. Să nu pățească ceva. Așa. Stă un caras mai frumușel. Să-i dăm drumul. Punem nadă repede pentru că vine celălalt. Așa. Avem din nou un caras. Vântul încă nu s-a potolit. Totuși e bine că trage carasul. Haide-l aici. Ai tot caras, trage foarte fin. Opa! Da, uite că l-am luat. Îl avem, îl simt. Asta este. Zbun și ăștia, bine că trage. Ia uita. Interesant este faptul că și la momeală mai mare trag tot carașii. Deci nu putem să-i selectăm astăzi deloc. Dar nu contează, mergem înainte. Am să închei partida de astăzi. A fost o partidă destul de grea, ținând cont că dimineață am sperat că o să fie timpul destul de frumos și stabil. Din păcate a început vântul foarte rece, la noi încă este zăpadă pe munți și vine un aer foarte rece. Peștele, în special crapul, nu a vrut să mănânce, am prins doar doi crape am prins astăzi. În rest am prins vreo 20 de carași. A fost o partidă destul de bunicică, ținând cont că am avut trăsături a 2-3 minute de caras. Viitoare vă doresc numai bine și fir întins. La revedere!